găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Este o emisiune de educație și după ce în alte ediții am prezentat diverse teme legate de educația formală, de ceea ce se întâmplă în învățământ, de modul în care se dezvoltă creierul copiilor, după ce v-am făcut cunoștință cu tineri interesați de domeniul cercetării, după ce am cunoscut câteva informații sau ne-am familiarizat cu ceea ce înseamnă comunicarea în cuplu, de data aceasta venim cu un subiect puțin mai tehnic la prima vedere, vorbind despre expertiza psihologică judiciară. Probabil vă veți întreba la ce ne folosește, de ce avem nevoie să cunoaștem toate aceste informații, însă fac parte din educația continuă de care avem nevoie. Aveți puțină răbdare, rămâneți alături de noi și veți vedea în ce fel aceste informații ne sunt utile. Invitați în platoul emisiunii noastre sunt doamna psiholog clinician Iuliana Holban, bun venit! Bine v-am regăsit! Și spunem bun venit și domnului expert psiholog Cristian Holban. Bună seara, Lavinia, bună seara telespectatorilor noștri! După cum spuneam, la prima vedere, ne spunem că nu prea avem de-a face cu expertiza psihologică judiciară, însă cred că nu prea știm ce înseamnă și tocmai de aceea ne facem o idee adesea greșită că nu suntem implicați, nu avem interacțiune cu acest domeniu, însă din ceea ce aflăm credem că sunt anumite lucruri pe care nu le știm și la un moment dat avem nevoie de ele, fie pentru cei care ne înconjoară și au nevoie de îndrumare, dar și pentru informarea noastră personală. Pe parcursul acestei emisiuni vom vedea în mod concret cu ce se ocupă expertiza psihologică judiciară și în ce fel ne este utilă. Mai întâi, cum am vorbit despre acest domeniu, cum am definit expertiza psihologică judiciară, cine o face și de către cine este solicitată. Conceptul de expertiză judiciară a apărut în secolul XIX, pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, apoi în Germania. Practic, atunci a fost perioada în care s-a resimțit nevoia unor evaluări psihologice pentru instanțele de judecată. Treptat, acest concept s-a tot extins și s-a conturat mai bine după anul 1900. În prezent, expertiza psihologică reprezintă o evaluare psihologică complexă, care are la bază anumite instrumente specializate, psihologul folosește anumite teste, pe baza cărora își formulează un raport de expertiză psihologică, unde își susține opiniile de specialitate în funcție de diferite spețe. Sunt mai multe tipuri de expertiză. Există expertiza psihologică judiciară la solicitarea instanței de judecată, a tribunalelor, a parchetelor, a organelor de poliție și expertiza psihologică extrajudiciară la solicitarea părților, avem aici persoane fizice, cabinete de avocatură și așa mai departe. Este interesant, iată, ai vorbit despre istoria expertizei psihologice judiciare și este de înțeles că a apărut în Statele Unite pentru că acolo statutul psihologului este de mult respectat. La noi în România, pe direcția aceasta am avut și încă mai avem de lucru. Acum tocmai aminteai faptul că expertiza aceasta poate fi solicitată de către cadrele juridice și încercăm să aflăm în ce condiții este nevoie de o expertiză psihologică judiciară, dar poate și ne vorbești puțin sau ne vorbiți despre expertiza psihologică în general. Poate că avem nevoie să înțelegem, iată, ați amintit despre niște teste. Care sunt, ce proceduri, ce metode se folosesc și ce teste, astfel încât să le considerăm valide sau sunt validate științific sau sunt reprezintă o autoritate sau nu. Pot fi aplicate niște teste care probabil nu sunt validate, nu?
Așa este. Expertiza psihologică poate fi folosită în mai multe domenii. Este destul de răspândită și este un domeniu extrem de vast în care sunt diferite spețe, cum ar fi în cazurile de divorț pentru custodia minorului, în cazurile de alienare parentală, în situațiile de stres post-traumatic pentru a investiga dacă o persoană are în urma unui eveniment anumite simptome traumatice și cum poate să le confrunte, în anumite situații de abuz, de neglijare a minorului, pentru victimele violenței domestice, pentru victimele care au suferit un accident. Da, probabil. Care au avut un accident auto. Paleta este destul de largă, iar expertiza psihologică poate să acopere această problemă. Malpraxis, da. De asemenea, în cazul accidentelor de muncă, din vina angajatorului, sunt mai multe zone în care expertiza psihologică, judiciară sau extrajudiciară este necesară. Bun, și care este procesul? Care sunt pașii? Pentru că, iată, aflăm că este nevoie de o expertiză psihologică judiciară. Cine o face? Când? În cât timp? Cu ce se începe? Ce implică pentru pacient, să spunem, sau pentru beneficiar? Pentru că am putea spune, din punct de vedere al specialistului, sunt anumite metode care sunt aplicate, anumite teste. Practic nu este o implicare decât, nu știu, strict profesională, dar pentru cel care, asupra căruia se aplică toate acestea, lucrurile sunt la fel. Da, haideți să diferă puțin de la caz la caz. În cazul unei expertize judiciare, evident că expertiza este dispusă de către instanță și aici instanța poate să, din banii Ministerului de Justiție, să o plătească, dacă este un caz social, la un copil abuzat, exact, o familie cu probleme sociale, sau instanța poate să dispună, și cum se întâmplă de cel mai multe ori, ca ambele părți sau una dintre părți să plătească această expertiză. Pasul următor este ca, în funcție de avocatul părților, pentru că trebuie să vorbim puțin și de această exact zonă, poate să ceară inclusiv un expert parte în această expertiză, care să participe, da, la această expertiză. Și din acel moment se poate declanșa. Instanța îți trimite ție această cerere, tu o accepti sau nu, în general o accepti, fiindcă motivul tău trebuie să fie întemeiat, nu ești în țară, ești într-o anumită situație, pentru că poți la rândul tău să fii amendat de către instanță dacă nu o efectuezi. Se face convocatorul, se vorbește cu toate părțile, se stabilesc datele. Și apoi părțile administrează și o parte din probe, că sunt probe video pe care ți le trimite, probe audio, orice alt, fotografii, tot documente medicale în cazul unui malpraxis. Și nu numai. Și nu numai. Depinde de la speță la speță. Și apoi începe, evident, lucrul cu fiecare parte în parte. Întrebarea este care ar fi scopul sau obiectivul expertizei. Pentru că, până la urmă, nu înțelegem ce se intenționează. Exact, necesitatea. Da? Înțelegem, iată, sunt anumite cazuri în care este nevoie de ea, dar către ce conduce această expertiză? Să ne uităm puțin și la alte tipuri de expertiză. Expertiza contabilă, expertiza în construcții. De ce sunt aceste expertize necesare? Pentru că judecătorul nu este specialist nici în construcții, nici în contabilitate, nu are cum să stăpânească toate aceste domenii. Și atunci ai nevoie de un expert specializat pe așa ceva, care să-ți dea ție, să-ți facă munca mai ușoară, decizia ta să se întemeieze pe ceva. Exact, și în zona unei expertize contabile. Nu poate să învețe contabilitatea la un nivel ca să poată să-și dea cu părerea. Și atunci este necesar ca un expert să formuleze în așa fel concluziile încât judecătorul să le poate înțelege și dânsul foarte, foarte ușor și să-și formeze o opinie cât mai aproape de adevăr, cât mai obiectivă. De exemplu, să luăm cazul copilului abuzat, să zicem.
care ar fi obiectivul expertizei? Ce urmărește psihologul expert sau expertul psiholog, eventual clinicianul? Pentru a aduce în fața instanței informațiile care să fie, așa cum dădeați exemplu din expertiza contabilă, a aduce informațiile care sunt folositoare judecătorului. Aici putem, sunt în funcție, obiectivele ușor diferă de la caz la caz. Sunt unele obiective care sunt trimise de către instanțe și atunci rolul nostru ca și expert este să ne dăm seama dacă sunt acele obiective răspund necesității cazului, dar pe baza informațiilor pe care le avem, și în cazul în care nu corespund, noi reformulăm, cerem aprobare de la, de la instanță și se merge pe obiectivele expertului. De fiecare dată, în general, se merge pe obiectivele expertului, pentru că el cunoaște cazul în parte și complexitatea întregului caz. Și putem avea aici la obiective de la evaluarea părinților, a stilului parental. Aici depinde cum a fost abuzat. Da, dacă cine a fost. Poate să fie un copil instituționalizat și să fie și alte probleme acolo. Deci, există o paletă chiar foarte diversă, fiindcă și obiectivele se adaptează la fiecare caz în parte. Pentru că s-ar putea, exact cum am spus, abuzatorul să nu fie neapărat din familie, să fie, depinde de ce tipul de abuz. Deși instanța identifică acești factori externi, să spunem, care intervin și urmărește evoluția. Instanța poate să fie informată. De exemplu, să spunem că într-o familie, da, unul dintre părinți, vorbesc în momentul de față chiar despre un caz pe care l-am avut, în general vorbesc despre cazuistica pe care am avut-o, unul dintre părinți a abuzat sexual un băiețel, propriul lor copil. Și atunci există această suspiciune. Mama a aflat cumva mult mai târziu, copilul fiind foarte mic, el nu se exprimă, nu avea limbajul dezvoltat, și aici intervine evaluarea, pentru că mama s-a dus la institutul medico-legal să stabilească, nu pe partea emoțională, pe partea fizică, mult prea târziu. Și atunci se evaluează exact partea emoțională, abuzul, eventual dacă există o traumă, și sunt diverse metode prin care noi analizăm aceste lucruri. Instanța nu are cum să-și dea seama dacă a fost abuzat sau nu a fost abuzat, din moment ce fizic nu prezintă urme. Semnalele. Da. Din punct de vedere psihologic, un astfel de caz, cum poate fi evaluat și cum este evaluat? Da? Pe partea aceasta emoțională. Iată, un copil. Ce se urmărește de către expert pe partea aceasta emoțională, psihologică? Depinde foarte mult și de vârsta copilului, de stadiul în care se află, cât de dezvoltat este el, așa cum a spus și Cristian, pe partea de limbaj, pentru că nu se poate exprima adecvat în oricând, și mai ales după ce a suferit o astfel de traumă. Este destul de dificil să se exprime, și nouă, ca adulți, ne este extrem de dificil să ne exprimăm, cu atât mai mult cu cât vârsta lui este foarte mică. Însă la cabinet folosim atât observația, cât și interviul clinic și mai ales metodele proiective. Practic, prin joc ne putem da seama de anumite simptome sau de anumite dificultăți pe care le are copilul, pentru că nu mai apare cenzura. Prin joc, copilul experimentează și atunci nu se mai cenzurează. Este vulnerabil. Da. Și câteva exemple. De exemplu, un copil abuzat în această zonă va căuta locurile închise, să se ascundă, nu mai primește, trebuie analizat puțin și comportamentul abuzator. De exemplu, în cazul abuzului sexual, să spunem, întotdeauna abuzatorul creează o relație în timp. Bine, aici era cazul că își mărea în familie. Da. Dar chiar la cei care nu sunt părinți, se creează o relație. Întotdeauna încearcă să-l cunoască, să intre în discuție, și primele forme este să-i se ofere ceva. Ceva dulce, o jucărie. În cazul de față, în general, copilul refuza atât contactul cu părintele, cât și refuza de asemenea obiectele venite din partea abuzatorului.
Ceea ce, în mod normal, părintele celălalt ar putea să înțeleagă că ceva nu este în regulă. Dar ține de educație, de ce este nevoie de o astfel de emisiune, de ce este nevoie să fim educați, să înțelegem că atunci când un anumit comportament este total diferit de așteptările pe care un părinte le are de la propriul copil, ar putea fi un semnal de alarmă. Și să nu mai aștepte. Tendința este, poate se rezolvă, dar copilul se retrage. Primul lucru pe care îl vezi e că copilul se retrage. Întârzierea limbajului, a exprimării, sunt lucruri și ușor de observat. De regresie. Da, și se comportă ca un bebeluș și sunt anumite simptome fizice. Da, fără ca să existe un diagnostic pe partea medicală. Da? Pentru că apare, poate să apară și la un copil de 4 ani enurezii, sunt nocturn sau diurn, lucruri care probabil la un părinte observă, nu s-a mai întâmplat asta de 2-3 ani de zile sau de 2 ani de zile, depinde de situație, și sunt niște elemente, niște trigger-uri care să-l semnaleze. Ceva se întâmplă în familie sau în exterior, la grădiniță sau în familie pe unde mergem, ceva se întâmplă și e foarte important să investigăm. Întâi printr-o evaluare și de-abia după aceea, dacă este cazul. Și printr-o observație, cum spuneați, și apoi mergând la un specialist. Iată, vorbeați despre interiorizare, introspecție, retragerea unui copil, despre o regresie, despre un... Ne referim la copii cu vârste mici, pentru că copiii deja mai mari, 5-6 ani de zile aflându-se în altă etapă de dezvoltare, vom observa un comportament. Da, putem observa un comportament agresiv. Mai violent, da. Da. Sau să fie el victima, se lasă foarte ușor, nu mai are acele mecanisme de apărare, pentru că în familie ne mai primim protecție, el nu se mai are această obișnuință să se apere în exterior. Și iarăși putem observa, educatorul sau învățătorul aduce la cunoștința părintelui acest comportament. Și când abuzul vine din exteriorul familiei, comportamentul este același, agresivitate, este similar. Practic încearcă să se apere chiar și atunci când nu este cazul, da? Eventual în familie. Eventual în familie, cu persoana pe care le cunoaște, dar el simte nevoia să se exteriorizeze. De fapt, exteriorizarea reprezintă atenție, nevoia asta de atenție. S-a întâmplat ceva. El încearcă, de fapt, să atragă atenția, fie retrăgându-se, fie manifestându-se agresiv. Așadar, observația aceasta, observarea tuturor semnalelor, poate să îl ajute pe părinte să meargă la un specialist cât mai repede. Exact. Și în felul acesta trauma este oarecum redusă. Dacă mergi la un specialist, de exemplu, observi, s-a întâmplat. Și să ferească Dumnezeu să fie copilul nostru în cauză. Dar dacă se întâmplă un astfel de accident sau o astfel de traumă, faptul că mergi la un specialist diminuează trauma copilului? Depinde. Dacă înlăturăm elementul care produce, da, de fapt începe procesul de vindecare. Dacă noi nu le eliminăm și doar îl constatăm, nu se rezolvă nimic. Sunt multe ori momente în care părinții nu vor să ia atitudine. Ok, se constată anumite lucruri, dar avem foarte multe rezistențe la părinți care vin din partea părinților, pentru că ce înseamnă ca copilului să aibă probleme, el să nu fie părinte bun. Din păcate avem parte de o concurență între părinți, care copil este mai bun. Și prin asta să dovedească cât de grozav sunt eu ca și părinte. Și nu... refuzul realității până la urmă. Exact, refuzul realității. Nevoia părinților la rândul lor de control. Și apar foarte multe rezistențe la părinți. Aici intervine un limbaj prin care reușim să intrăm într-o discuție cu ei, fiindcă la început există de foarte mult această negare și aceea să ajungem mult mai târziu la specialist. Negarea părintelui. Da, negarea din partea părintelui, fiindcă asta însemna ar spune ceva despre el. Exact. Poftim? Eu cred că este important nu doar să se meargă la specialiști, ci și să lucrezi alături de el. De exemplu, un expert psiholog are în spate o formare de cel puțin 2 ani de zile, este specializat pe această problematică, are o formare în spate care este acreditată de către Colegiul Psihologiei din România. Și atunci este recomandat nu doar să se meargă la un specialist, ci și să mergi și să lucrezi alături de el.
Evident, după ce constați că există o problemă, însă știm foarte bine că resursele financiare, mai ales în cazurile respective, sunt limitate și părinții nu reușesc să se descurce pe alte planuri, cu atât mai mult să plătească oră de oră participarea la o astfel de ședință. Da. Așa este, și atunci nu există implicare, dar nu există poate nici posibilitate, ceea ce ar fi nevoie de un suport din partea autorităților. Există un semi-suport din partea autorităților, în sensul în care 10 ședințe sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Și bine, deci în astfel de cazuri, da? În orice fel de cazuri, părintele poate să ceară pentru el, pentru copil, 10 ședințe și acestea sunt decontate. Apar probleme prin faptul că el nu își poate alege direct psihologul, ci trebuie să se ducă la medic și noi lucrăm, se lucrează la această zonă, să nu mai depind de un medic sau medic psihiatru, fiindcă există o bază de date la acești medici și dânsii din această bază recomandă un psiholog. Și bine, să există și o legătură între psiholog și părintele care dorește să rezolve. Bine, acum trebuie să recunoaștem că nu toți părinții sau nu în toate cazurile există deja informații să cunoști un psiholog și să spui că deja ai o relație. Practic, o primă întâlnire poate genera, creează posibilitatea unei relații. Evident că dacă îți place, mergi mai departe, dacă nu îți place, exact. Da? Ar aici fi preferabil să poți alegi. Exact, da? De aici e că ai avea posibilitatea să poți să alegi. Aici este, din punctul meu de vedere, singura problemă. Ar trebui să dea liberul, ok, caut pe net, mă informez și mi-aleg eu specialistul care să lucreze și are numărul acesta redus de ședințe, ca să nu intru în partea teoretică, și anume faptul că sunt de contrare o sumă destul de mică și atunci puțin psihologi participă la acest program, se înscriu. Dacă ar fi să vorbim despre alte cazuri, aminteați despre ceea ce are legătură cu munca, codul muncii. Pe direcția aceasta, evident că trebuie expertiza să fie solicitată din partea. Se poate, deci aici fiind, dacă se merge pe zona civilă, este de către una dintre părți. Evident, de o parte care a suferit. Să zicem că este un accident de muncă prin respectarea legislației în vigoare privind siguranța la locul de muncă și atunci se îndreaptă una dintre părți, se îndreaptă împotriva angajatorului sau asupra persoanei, de obicei și asupra angajatorului și asupra persoanei care a comis eroarea în muncă prin care s-a produs acel accident. Ce urmărește, probabil, ar fi următoarea întrebare, să se stabilească odată... Cine este vinovatul, nu? Se face o inspecție și vinovatul, în general, se cunoaște și se urmărește care sunt efectele pe plan psihologic. Deci, multe ori, aceste familii rămân fără un suport financiar, fără un suport moral în cadrul familiei. Fie că decedează, e vorba de un deces, și mama sau tata, mă refer pentru copii, susține familia. Care susține familia, fie că vorbim de o mutilare a acelei persoane. Și care este în incapacitatea de a-și mai îndeplini exercita munca. Și efectul, un părinte care este mutilat sau dispărește un părinte într-o familie, copilul acela este foarte puternic afectat. Apare și la rândul său o retrage. Deci e afectat odată pe plan financiar și odată pe plan emoțional. Nu mai beneficiază de suport. De asemenea, celălalt părinte încearcă să suplinească și apar alte... Și părintele respectiv are nevoie de o expertiză psihologică. Da, și de în cadrul expertizei sunt evaluați și inclusiv persoane din exterior care le cunosc foarte bine, special ca să dea instanții o paletă cât mai exactă despre incidenți și despre efecte. Cum erau înainte de incident, cum au fost observate într-o anumită zonă de timp, ca și manifestarea acea familie, cum au fost ei afectați. Există sau nu există o traumă? Și dacă da, la ce nivel, cum? Lucrurile astea le face expertul. Și dacă există o astfel de traumă, pe ce direcție mergem? Da? Într-un accident de muncă, de exemplu, copilul. În ce fel este afectat? Pe ce se merge?
în expertiză? În expertiză se evaluează copilul și efectele pe care le-a avut asupra minorului, aici depinde de vârstă, se evaluează părintele afectat, cei din familie care au fost implicați. Pe toate paliere, pentru că planul emoțional, un plan emoțional este afectat și de zona financiară. Să nu uităm că nu te mai poți îmbrăca. O persoană, să zicem, că se află la liceu. E afectată modul în care se prezintă, ne mai zis o susținere financiară. Deci, vorbim pe mai multe paliere. Da? Noi asta încercăm să ne dăm seama gradul în care a fost afectat. Bun, și după o astfel de expertiză în care, iată, se observă cât de mult sunt afectați mai mulți membri ai familiei și poate în principal minorii, la ce concluzie se ajunge? Se poate, dacă impactul este extrem de puternic pe plan emoțional, dar și pe plan financiar, se poate ajunge la o despăgubire, este în favoarea... Da? Da, de fapt, mai pentru, mult? Aici se folosesc foarte mult expertizele, pentru că contează cuantumul de despăgubire. Aici, de câți ani s-a întâmplat, ce vârstă avea acea persoană, cât de mult susținea familia, efectele pe care, toate efectele pe care le-a avut. Aici intervine foarte mult, eu vorbesc pentru că am discutat foarte mult, de foarte mult cu avocatul părților. Și atunci, evident, și eu informațiile am. De exemplu, o persoană, dau un exemplu, are 30 de ani când a decedat, da? Câți ani mai avea de muncă, ce salariu lua. Eu spun pe partea strict, da, pe partea financiară, cum lucrează avocatul, da? Cum stabilește el quantum, ok? Apoi, speranța medie de viață se calculează și de aici dânsul își face o sumă pe care o propune familiei. Asta este separată de zona mea. Deci, eu nu, psihologul nu propune nicio astfel de sumă. El doar constată, nu o să facă vreo recomandare. Evident. Deci, el doar constată, cumva certifică, dacă ceea ce observă și partea juridică. Da? Nu ce neapărat partea juridică, că aici avem de-a face cu o parte, cu un avocat. Ajută la instanța să ia o decizie în privirea quantumului. Să zicem, seama, ok, avocatul justifică pe partea lui financiară, de ce e o anumită sumă, și pe partea emoțională, care a fost impactul. Și aici instanța, bine, de la caz la caz va decide. Și are o greutate foarte mare partea aceasta emoțională în decizia finală? Eu pot să spun că, din ce am observat, că da. Sunt surprins că de multe ori suma care s-a dat pe partea emoțională a fost mai mare chiar și decât, decât se cerea pe partea fizică, da, pe zona financiară calculată, pierderea de avocat, pierderea efectivă în bani, de resurse pentru familie. Că un părinte, o persoană, nu reprezintă doar suma de bani, reprezintă totalitatea acțiunilor, exact, pe care le întreprindea în familie, se ducea cu copilul, repara diverse lucruri prin casă. Vă spun asta din discuțiile, da, pe care le-am avut și eu cu avocații. Și pe partea emoțională a ajuns să depășească efectul emoțional, fiindcă într-adevăr este mult mai puternic, e nevoie de ședințe de terapie de lungă durată, nu mai vorbim de 10 ședințe, 20 de ședințe, pentru că ai nevoie de consiliere, de terapie, de suport, poate să dureze ani de zile. Și poate că niciodată nu îți revii suficient. Iată un caz despre care am citit în urma accidentării mortale a mamei mele, petrecerea de pietoni, am fost afectată psihic. Nu reușesc să-mi revin în urma tratamentului recomandat de medicul psihiatru și ședințele de psihoterapie. A trecut un an, dar durerea și amintirile mi afectează viața și nu pot face activităților de la serviciu și celor din viața de zi cu zi. În ce fel poate ajuta o expertiză psihologică un astfel de caz? Nu știm, nu avem mai multe date, doar acesta este cazul. Se pare că avea serviciu, deja, persoana care se simte încă afectată, probabil că trebuie și a făcut psihoterapie, a fost la medicul psihiatru, cu toate acestea nu reușește să își reintre într-o normalitate.
Intuiesc că din moment ce am mers la medicul psihiatru, e posibil să fie vorba acolo și de niște tulburări sau să fie vorba și acum de depresie. Trebuie să recunoaștem faptul că inițial când vezi că nu dormi sau că ai probleme emoționale, nu toată lumea știe care este medicul, care este psihologul și se duce la psihiatru. Fie că este, mă refer aici la lumea care are mai puțină informație pe domeniul acesta, dar dacă ne referim la persoanele care locuiesc în mediul rural, la persoanele care locuiesc într-un orășel mai mic, acolo nu sunt cunoscuți poate la fel de bine psihologii, poate nici nu înțeleg ce înseamnă un cabinet psihologic acreditat. Și atunci se duce la psihiatru și psihiatru poate să recomande în continuare psihoterapie, așa după cum spuneați, realizată de către un psiholog pe care îl are în baza de date și colaborează direct cu casa de asigurări. Dacă nu poate să-și plătească singur. Dacă nu poate să-și plătească singur. În caz, un speța de, pe care ai menționat-o, expertul ajută exact la, la stabilirea acelui quantum. Uh-huh. Suma cu care persoana să fie despăgubită. Despre asta vorbim strict. Adică stabilește cât de mult a fost afectat emoțional, da? Și cam pe ce perioadă, de ce are nevoie în viitor ca să revină să fie ori apt de muncă, nu cunosc, nu avem mai multe elemente, poate în urma accidentului, nu știu, a rămas, a suferit, nu știu, nu mai poate să, și-a pierdut un membru sau că nu avem mai multe informații. Se pare că a murit mama, da? A murit mama. Deci acolo e o traumă emoțională, posibil ca o traumă emoțională să mă pronunț. Eu am avut o speță și de-aia aveam o speță în care persoana își pierduse un membru. Și atunci pe acea expertiză făcusem eu... Pe acea... Bun, și ce se întâmplă când pierzi un membru? Iată, ați dat cazul când există minori, când în întreținere sunt mari probleme. Dar pe partea aceasta strict emoțională, când ai pierdut pe cineva drag, ce este de făcut? Și aș vrea să o rog pe doamna Iuliana să ne răspundă, pentru că în calitate de psiholog clinician, sigur, mergeți pe direcția aceasta să vedeți, da, partea emoțională, cât are de suferit o pierdere sau ce înseamnă o pierdere care îți limitează capacitatea de concentrare, de muncă și așa mai departe. Așa cum ai prezentat și acest caz, simpla calitate de spectator, deci a fost afectată doar pentru că și-a văzut mama implicat într-un accident. Nu neapărat că a fost implicată ea direct. Deci poți să resimți aceste efecte și să dezvolți anumite simptome chiar și dacă nu ai fost implicat direct, ci doar ai participat la un eveniment de natură traumatică. Este important că atunci când persoana își dă seama că nu mai poate funcționa pe anumite paliere la acel nivel la care funcționa înainte și prezintă anumite simptome sau gânduri disfuncționale, să apeleze la un specialist, întrucât ea poate să fie afectată pe mai multe zone și pe zona să aibă tulburări de somn, poate să nu mai doarmă la fel de bine noaptea, poate să fie afectată, să nu mai poată să mai mănânce. Sunt anumite simptome care pot întregea un anumit tablou clinic și cu cât merge mai devreme și începe consiliere sau psihoterapie în funcție de complexitatea cazului, cu atât ea va putea să funcționeze la un nivel optim. Evident, însă, condițiile în care deja a mers la psihoterapie, probabil că au fost acele 10 ședințe, să spunem. Poate că au fost mai multe. Pe ce se axează terapia în cazul pierderii? Ce este? Da, m-am făcut înțeleasă? Da. Ce se face? Pentru că până la urmă cu toții pierdem la un moment dat pe cineva drag, din păcate. Este una să pierzi într-un accident brusc, brutal, și alta este să te pregătești cumva de pierdere. Poate că este vorba despre o suferință fizică în urma unei boli terminale. Se cheamă travaliu de doliu. Exact.
Asta se face în terapie. Deci e nevoie în cazul de față de terapie, nu de consilier. De multe ori sunt persoane care spun a fost la terapie, dar de fapt a fost la un consilier. Și diferă foarte mult, pentru că este un plan terapeutic, implică cu totul altceva. Deci în cazul în speța de față vorbim de necesitatea unei terapii pe lungă, da, de lungă durată, da, pe, cum spuneați, doliu. Da, da, se face travaliul de doliu. Sunt foarte multe lucruri, pentru că persoana trebuie readaptată la mediul social. Și aici noi lucrăm întotdeauna cu materialul clientului. Și diferă foarte mult care sunt valorile sale, care erau aspirațiile și care sunt aspirațiile sale. Apoi trebuie adaptarea la ce se întâmplă în prezent. Ok, eu aveam niște așteptări, eram într-un fel, acum asta este realitatea, trebuie să trăim în prezent. Și toate lucrurile astea se fac, există o trecere și se lucrează cu pacientul de la etapă la etapă, de la ședință la ședință, lucrez cu el. Ați menționat un lucru și cred că merită să aflăm informații. Care e diferența între un consilier și un terapeut, un psihoterapeut? Pentru că noi spunem că psihoterapeutul face consiliere psihologică. Așa este? Aceasta este informația generală pe care o avem sau imaginea pe care ne-o facem despre. Ce înseamnă? Atunci când facem consiliere, ne ocupăm doar de lucrurile de bază, nu și de simptomatologia mai severă din spate. Practic, poate să fie consiliere doar de suport și nu intrăm în lucruri de profunzime, nu restructurăm personalitatea, așa cum se întâmplă în cazurile de psihoterapie. Și așa cum a spus și Cristian, atunci când lucrez pe travaliul de doliu, lucrez și pe pierdere. Ce înseamnă pierderea pentru acea persoană? Și de regulă intră în contact și cu propria frică de moarte. Frica pe care o are persoana aceasta. Pentru că adică frica de moarte este în profunzimea lucrurilor. Se fac din jocuri de rol. Aici, de am spus, intervin terapeutul, intervin, nu, pe jocul de rol, da, pe tot intervine terapeutul. Adică un terapeut poate să fie consilier, dar un consilier nu poate să fie terapeut. Deci trebuie mult mai mulți ani, trebuie formare pentru a fi terapeut. De exemplu, cu psihologia clinică poți să fii doar consilier, poți doar să consiliezi. Un exemplu, dar de multe ori psihologii clinicieni, unii dintre ei sunt și... Își fac și formarea de psihoterapie, evident. Formare de psihoterapie, exact. Pe de altă parte, poți să fii psihoterapeut și să nu fii psiholog clinician, adică să nu poți să aplici, da, anumite teste prin care să dai un anumit diagnostic, nu? Nu, clinicianul nici el nu dă diagnostic în România și nu... În România, foarte bine. Cum este în Statele Unite. Este o diferență, într-adevăr, în multe state, că nici în toate Statele Unite, doar în 40 de state sau 38, nu mai simt exact, fiindcă diversă e altă programă, în fine, poate să dea și medicamentație și mulți se întreabă, dar noi de ce nu putem? E bine, în Statele Unite se face un an de farmacologie. În România nu se face la facultate. Bine, când spun diagnostic, mă refer la încadrarea într-o anumită, nu știu... El poate să facă o supoziție, iar exact, psihiatrul să o ia în considerare, exact, sau nu. Dar de diagnostic se ocupă psihiatru, el doar își dă seama cam pe unde este necesar, ce fel, într-adevăr, de diagnostic ar putea să fie, își dă o supoziție și psihiatru constată și îl trimite, fiindcă asta este foarte important să-l trimită dacă e necesar, dacă este necesar la medicul psihiatru. Iată, dacă vorbim despre un copil care are ADHD, exemplu, cine îi dă această recomandare? Psihologul. Psihologul, da? Da. Deci, logopedul poate să fie ajuns mai înainte la logoped și... Da, deci nu psihiatrul, tocmai de aceea întreb. Da? Însă poate nu face psihoterapeutul, o face pe baza unor teste. Da, nu ajunge la psihoterapeut, exact, cu copilul, ajunge de obicei, pentru evaluare la un psiholog clinician. La un psiholog clinician. În Franța lucrurile sunt puțin diferite, fiindcă sunt și ca metode de aplicare în ADHD, sunt diferite Franța de Statele Unite foarte, foarte mult. Deci, în Statele Unite se merge pe medicamentație. Poftim, mai voiați să completați. Da, plus că depinde foarte mult de problematica și de speța în cauză. Un copil cu ADHD poate să meargă să facă terapie cu un terapeut specializat în ABA, în această tehnică comportamentală. Ce teste
se aplică în cadrul expertizei psihologice judiciare? Sunt teste standard sau diferă de la caz la caz? Întotdeauna psihologul expert își alege el bateria de teste pe care o consideră necesară să o aplice în speța respectivă. Ce doresc să spun este că cel mai important este observația, ceea ce observi în momentul la pacient, fiindcă altfel oricine ar putea să aplice niște teste. Noi le dăm testele să ne dăm seama cum răspunde la ele, dacă disimulează sau nu, fiindcă noi oricum am observat comportamentul, da? Poți să-ți vină o persoană și chiar vreau să dau un exemplu, la roșia cu un set de culori, da? E un test de culori, se poate observa agresivitatea și foarte multe lucruri latente despre o persoană și avem cu un set de culori foarte faine pe care și le-a ales. L-a spus în evaluare, dar la o întrebare ulterioară, avea un buchet de flori, a spus, am ales acest buchet de flori datorită faptului că îmi place foarte mult violetul și albul, deși nouă ne spusese cu totul altceva în expertiză. Ce vreau să spun, că cel mai important este observația. Testele le folosim complementar. Da, deci ele practic întrunesc. E un element de care noi ne folosim. Da. Nu ne bazăm doar pe teste. Bineînțeles, altfel absolut oricine, nici n-ar mai fi expert, te duce, ai aplicat testul și avea rezultatul final. Exact. Suntem aproape de concluzii. Din ceea ce am discutat în cadrul acestei emisiuni, am putea spune că expertiza psihologică judiciară, în mod special, ne ajută să fim despăgubiți în cazul în care am putea fi nedreptățiți. Am înțeles corect? Da. Cazurile pe care le-am prezentat, da, au fost anumite cazuri. Practic, ar putea cineva să se folosească de acest lucru într-un mod forțat? Da, dar doar o mică precizare, nu doar pentru despăgubiri. De exemplu, în cazul unui divorț în care părinții se luptă pentru custodia copilului. Da? Acolo contează foarte mult încotro se va îndrepta, la cine va fi lăsat acel copil. Deci nu e doar pentru zona de daună. Evident. Însă și acolo este clar să se observe cine este părintele cel mai potrivit pentru formarea, educarea, dezvoltarea copilului. Și mediul familial. Tot mediul se analizează. Urmar să fac vizită la domiciliu. Sunt multe aspecte pe care psihologii spre le știe și le pune în practică. Și da, uneori se încearcă să se folosească de această expertiză. Sunt persoane care vin și folosesc expertiza, o voi folosi, cum am spus și lor, aici nu ați venit la piață să cumpărați o expertiză. Eu le pun în vedere faptul că ei mă vor plăti, indiferent dacă concluziile le convin sau nu le convin. Și sunt persoane care încearcă să modifice, să nu fie de acord cu concluziile pe care le-ai pus. Eu întotdeauna le spun juridic pe ce lege m-am bazat, le spun lor direct, și că nu o să modific raportul de expertiză. Suntem la final. Care ar fi concluzia? Ce să știm despre expertiza psihologică judiciară și în ce fel ne ajută? Ca final. Eu cred că ar trebui să rețină oamenii de acasă faptul că expertiza psihologică este mult mai complexă decât o evaluare, o simplă evaluare psihologică. Și asta pentru că are în spate anumite instrumente specifice și se axează foarte mult pe fiecare speță în parte. Și cred că asta este foarte important ca cei de acasă să rețină faptul că pot apela la un expert atunci când au anumite dificultăți sau când se confruntă cu o situație problematică. Evident, fără a apela înainte la cineva care să-ți recomande expertul, poți să mergi tu de prima dată la un expert? Poți să mergi de prima dată la un expert. Îți poate recomanda expertul avocatul, da? Mă refer la cele extrajudiciare. Contează relația. Expertul cum este neutru și asta vă pot spune. Evident că peste tot sunt cazuri și cazuri, dar expertul este neutru. El urmărește să construiască un caz, să-l prezinte toate elementele
care să-l ajute pe judecător să ia cea mai bună decizie, dar el urmărește adevărul din acel caz. Și ceea ce cred că mai trebuie subliniat, că se lucrează în echipă, da? În momentul în care există un caz complex, poate să se lucreze și cu psihologul clinician, dar și cu, spuneați, avocatul, poate cu un psihiatru, poate exact, cu un asistent social, depinde de speța în cauză, depinde cât de complex este cazul. Depinde cât este de complex cazul. Sunt rapoarte de la Institutul Medico-Legal, sunt e o paletă foarte, foarte mare și exact cum ai spus, contează foarte mult despre ce este vorba în acel caz. Cele mai multe cazuri vin ori pe alienare parentală, ori pe custodia minorilor. Poate că trebuia să detaliem mai mult ce înseamnă expertiza pentru aceste multe cazuri despre care vorbeați. Vă mulțumesc foarte mult, timpul nostru a ajuns la final, a trecut repede, vă urez succes în ceea ce faceți și da, tot mai mulți beneficiari să meargă pe direcția cea mai sănătoasă pentru ei. După cum spuneați, este important să fie adevărul care este în folosul lor. Vă mulțumesc, mult succes și vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!